Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou ajuns la Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, în care prezentăm și discutăm noile știri ale zilei, atât din știrile locale, cât și din cele naționale. Ia să vedem din cele locale. BTV.info, Cătălin Cojocaru scrie: încă un contract de reabilitare. Asfalt și trotuare și canalizare pe strada Nicolae Iorga. Băi, să o văd și pe asta. A venit și rândul străzii Nicolae Iorga să fie reabilitată. Administrația locală din Pașcani a semnat astăzi contractul de execuție cu firmele care au câștigat licitația. Mă, dar ce târziu, mă, toată vara asta se putea lucra. Este vorba despre societatea Conest Iași și Construcții Hidrotehnice Iași, care au participat în parteneriat la oferta comună. Lucrările ar urma să înceapă săptămâna viitoare, după ce în cursul zilei de astăzi a fost predat amplasamentul. Va fi turnat un covor asfaltic pe toată strada, inclusiv pe panta Mârzasca, și vor fi amenajate trotuarele. Pe Mârzasca, în sfârșit, se face o stradă și nu mai rămân gropile alea? Doamne, să o vedem! Tot pe calea de acces care face legătura dintre zona deal și vale, dintre zonele deal și vale, urmează să fie amenajată rețeaua de canalizare și refăcut terasamentul. Costul investiției este de aproximativ 1,6 milioane de lei de la bugetul local. Deci, până la urmă, un buget local așa în care să mai poată face câte ceva, să găsești, nu? Să poate organiza, nu? Bugetul. Să poate gândi ceva pentru el și pentru Pășcănean, cât de cât, așa. Nu se fură tot. E bine. Costul investiției este de aproximativ 1,6 milioane de lei de la bugetul local. Menționăm că Primăria Pașcani a semnat de curând și un contract pentru reabilitarea aleilor și parcărilor dintre blocuri, precum și a terenurilor de sport de la școli. O știre așa macabră, cred că este dată de pe ProTV și pe toate știrile naționale, de știrile de la 5. Cătălin Cojocaru pe BTV.info spune: o profesoară s-a plimbat cu cadavrul soțului în pungi, capul colonelului a fost găsit în apartament. Descoperire macabră la Târgu Frumos. Noaptea trecută, polițiștii au găsit bucăți dintr-un cadavru din apropierea de piața agroalimentară din oraș. Din primele cercetări, este vorba de un bărbat din Roman, ucis de soție. Corpul neînsuflețit a fost transportat în saci de la Roman. Clipe de groază ieri noaptea, în urma unui apel de urgență la 112. Poliția locală din Târgu Frumos a fost anunțată de un taximetrist că o femeie la ora 2 noaptea transportă 3 saci în zona pieței, din care iese un miros îngrozitor. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului. În urma controlului au constatat că în saci era un cadavru de om tăiat în bucăți, curățat de organe interne și genitale și fără cap. Femeia este în stare de șoc. Nu au putut să spune ce s-a întâmplat, dar polițiștii au aflat că este din Roman. Ana Zaharia, de 64 de ani, autoarea odioasei crime, este profesoară de geografie, a fost sau este. Soțul ei era colonel în rezervă, nimeni nu-și explică ce s-a întâmplat cu astfel de și cum s-a întâmplat o astfel de tragedie. Vecinii povestesc că cei doi soți au fost văzuți împreună la cumpărături cu o zi înainte. Doamne! Hai să trecem mai la... O fabrică cunoscută din Iași este scoasă la vânzare, dar este vorba despre... Asta este pe... Continuarea este pe ziarul de Iași. Știrea doar este vorba despre lichidatorul companiei Siretul Pașcani va organiza mai multe runde de licitații în octombrie și noiembrie pentru vânzarea activelor fabricii. A mai lichidat o fabrică. Am mai tăiat una, știi? Gata. Sau erau prea multe în Pașcani și nu trebuie să fie atât de multe. O mai lichidăm și pe asta. Am făcut locuri de muncă de ne spargem. Doamne Dumnezeule! Atenție la parteneri nemulțumiți. Un afacerist a cerut insolvența unei firme profitabile din Pașcani. Pe btv.info apare știrea. Se întâmplă ca și societățile profitabile să fie puse în pericol de a intra în insolvență, nu din cauza lipsei banilor, ci a unor foști parteneri de afaceri nemulțumiți, aflați în diferite etape de lichidare. În această situație este și una din societățile profitabile din oraș, Avastar SRL, firma fostului consilier PSD Vasile Pleșca. Un afacerist din Galați a cerut insolvența în instanță pentru o datorie închipuită. Conform spuselor patronul societății, nu se pune problema de existența unor dificultăți financiare ale firmei, ba chiar afirmă că aceasta se află pe profit. Cererea de insolvență vine de la un vechi partener de afaceri din Galați. În perioada 2012, când abatorul de la Liteni se afla în renovare, Vasile Pleșca avea un contract de furnizare a materiilor prime cu o societate gălățeană, Suintest.
Partenerul din Galați livra către firma Arvastar carcase refrigerate. La fiecare transport se semnalau diferențe de cantitate între marfa existentă pe aviz și cea care ajunge la destinație, urmând ca la sfârșitul lunii să se facă o ștornare a facturii inițiale. Debitul cerut de Suin Test reprezintă, de fapt, rectificări ale facturilor pe care societatea din Galați nu le-a mai făcut. Iar în plus, adăugând și penalități aferente acestor sume. Adică dacă eu îți spun că ți-am trimis 70 de tone, dar de fapt ți-am trimis 50 de tone, și la sfârșitul lunii, în loc să fac ștornul 20 de tone care nu ți le-am trimis, dar pe hârtie ți-am spus că ți le-am trimis, eu nu mai dau în scădere cele 20 de tone care nu se găsesc nicăieri, adică numai pe hârtie care ți le-am trimis, dar efectiv marfa nu, și trag în răspundere în judecată și cer insolvența ta. Deci dacă te fur, te mai cer și dator, știi? Băi, tată, ce deștepți sunt ăștia de la Suin Test. Așa. La fiecare transport se semnală diferențe de cantitate dintre marfă existentă pe aviz și cea care ajungea la destinație, urmând ca la sfârșitul lunii să se facă o ștornare. Deci, o prefacere a facturii cu cantitățile reale, nu cu alea care... Debitul cerut de Suin Test reprezintă, de fapt, rectificarea ale facturilor pe care societatea din Galați nu le-a mai făcut. Adică dacă ți-am spus că m-ai furat de 20 de tone, trebuie să-ți scazi de acolo, din gestiunea ta, cele 20 de tone pe care nu le-ai trimis, de fapt. Iar în plus adăugând și penalități aferente acestei, culmea obrăznicii, deci te furi de 20 de tone și să-ți mai ceri și penalități. Menționând că Suin, am băgat din top, nu știu cât e, nu chiar 20 de tone, nu știu cât e cantitatea, e mult mai mare probabil. Menționând că Suin Test din Galați a cerut intrarea în insolvența societății Avastar pentru a-și recupera debitul de 7.000 de lei în anul 2012, în plus solicită și achitarea unor penalități de 70.000 de lei calculate în ultimii 3 ani pentru suma restantă. Deci se vede clar că după codul fiscal probabil așa mai ține o minte că dacă ai o datorie de 7.000, cum e scris aici, penalitățile nu pot fi calculate mai mult de dublul datoriei. Deci nu 70.000, deci de 10 ori. Dar nu știu cum se calculează penalitățile astea la unii, care nu mai țin cont de codul fiscal și de altii. Nu au nicio treabă. Bun. Majoritatea parastielor de pe Siret și Moldova ilegale au fost verificate. Asta este de pe ziarul de Iași. Aceasta, de faptul că aceste balastiere sunt ilegale, arată datele preliminare dinaintea centralizării unui control încrucișat realizat de 9 instituții pe malurile râurilor. Prefectura inventariază balastierele de pe râurile Siret și Moldova. Comisia mixtă, constituită la ordinul prefecturii, în urmă cu 2 săptămâni, și-a finalizat activitatea în cursul acestei săptămâni, fiind așteptate rezultatele finale ale controalelor. Am primit rapoartele de la fiecare instituție în parte. Fiecare și-a făcut treaba. Și-a făcut controlul pe felia sa. Au fost constatate unele nereguli și s-au aplicat amenzile și măsurile de corectare impuse. Acum se lucrează la centralizarea rapoartelor. Încă 2-3 zile și vom putea face publice rezultatele, a declarat prefectul Dan Cârlan. Ce să înțelegem? Că se fură ca în codru în România asta. Adică se fură și pe ei firmele unul pe altul, dar când e vorba de să furăm din bunul statului, din bunul celorlalt, nu ne întrecem la furat. Furăm, dispargem. Și dacă tot suntem cu învățământul și cu toate și a început școala, de pe ziarul de Iași, autorul este Paula Scânteianu, se reintroduce examenul de treaptă? Se întreabă. Ne asumăm riscul de a nu fi iubiți de către elevi. Secretarul de stat Vasile Șelaru a prezentat ieri, la deschiderea oficială a anului școlar de la Colegiul Național, a dezvăluit unele prevederi din noua lege a educației pe care o pregătește actualul guvern. La eveniment au participat alături de șefa Inspectoratului Județean Școlar și primarul interimar, prefectul, vicele Consiliului Județean și alte oficialități locale. Emoții și mii de flori au împânzit terenul de sport al Colegiului Național ieri dimineață la deschiderea oficială a anului școlar în județul Iași.
La primă vedere, îi spune că elevii au golit toate florăriile din oraș. Atât de multe erau buchetele de flori care au umplut cota școlii. La eveniment au luat parte și reprezentanții instituțiilor publice din municipiu, alături de Vasile Șelaru, secretar de stat pe dialog social din cadrul Ministerului Educației. Acesta a ținut să precizeze faptul că a fost profesor la acest colegiu din 92 până în 97 și că aceasta este școala în care se simți cel mai bine ca dascăl. Discursul despre partea frumoasă a școlii, deși păreau liniștiți, școlarii mai mici scăpărau de nerăbdare, mutau buchetele dintr-o mână în alta, mai roteau capetele căutând din priviri profesorii, își mai șopteau la ureche câte o glumă. În tot acest zumzet au ținut apoi discursuri, rând pe rând, reprezentanții colegiului care au vorbit de rezultatele școlii de-a lungul vremii, rezultate ce o plasează în topul școlilor de elită din județ și chiar din țară. Da, în rândul său, primarul interimar Mihai Chirica a transmis plin de emoție cele mai bune gânduri profesorului și a sfătuit pe elevi să ducă mai departe performanța notabilă a școlii. În încheierea festivității de deschidere, Lucia Indrei, o absolventă a școlii care a obținut în vară media 10 la examenul de bacalaureat, a vorbit despre experiența ei și le-a transmis un mesaj plin de maturitate ascultătorilor. Aceasta a învățat 8 ani la cea mai bună școală din județ și a terminat șefă de promoție. Orice început stârnește un oarecare entuziasm, însă apare întrebarea ce vrem de la această școală, demnitate sau succes? Deci nu doar muncă, cum era un consilier local de la noi, așa ne trebuia la muncă pe toți, și părinți, și elevi, și tot. Hai la muncă, bă! Deci, ci spunea, demnitate sau succes? Informare ori cunoaștere? În societatea noastră, informația este la un clic distanță și suntem ușor de manipulat. Oh, ce ușor suntem de manipulat! Cunoașterea necesită timp și pregătire. Aceasta funcționează ca un scut care ne permite să continuăm în ideile noastre. Școala vă poate deschide porțile spre cunoaștere, demnitate și emancipare. Alegerea vă aparține în totalitate. Multă inspirație în noul an școlar, a spus aceasta. Și noua lege a educației. Noutățile în ceea ce privește învățământul preuniversitar au venit din partea secretarului de stat Vasile Șelaru, care a dezvăluit o parte dintre ideile care sunt luate în calcul la elaborarea noii legi de educație, la care se lucrează în prezent. În acest sens, elevii de liceu vor trebui să dea examen de treaptă, ca pe vremuri, după ce vor termina clasa a 10-a. Așa scrie aici, în ziarul de azi. În acest sens, elevii de liceu vor trebui să dea examen de treaptă ca pe vremuri după ce vor termina clasa a 10. Va exista astfel treapta a doua în ciclul superior de liceu, însă nu și treapta a întâi. Nu va fi o treaptă întâi pentru că vârsta elevilor din clasa 8-a este prea fragedă, abia la 16 ani aceștia pot să aleagă. De asemenea, transferul de la real la uman în ultimii 2 ani de liceu este cumva neclar. De regulă, elevii fug de matematică și vânează note mari la BAC, așa că vor trebui, după noua lege a educației, dacă vor să se transfere, să susțină un examen. Upa! Faptul că va exista un examen la sfârșitul clasei a 10-a va învia pofta elevilor de a învăța și consider că îmbunătățim sistemul de învățământ și ne asumăm riscul de a nu fi iubiți de către elevi. Dar, sigur, vom fi iubiți de către profesori. Legea va fi în dezbatere publică, dar nu vrem de pe acum presiune sindicală, a declarat Vasile Șelaru. Acesta a promis, printre altele, că va aduce fonduri pentru terminarea lucrărilor de reabilitare care au rămas suspendate la Palatul Copiilor de pe Săulescu. Este nevoie de depolitizarea învățământului. Acolo unde este nevoie, acolo trimitem bani. Vrem să facem o lege pentru 10-15 ani, dacă nu pentru 20, dar nici de cum pentru 4 ani, cum este în prezent, pe care am criticat-o încă din 2011, de pe vremea când eram profesor, a încheiat acesta. Deci domnul Vasile Șelaru, care este secretar de stat în Ministerul Învățământului, a ridicat așa puțin fața, eșarfa de pe lege și ne arată ceea ce ne pregătește pentru toți. Și pentru părinți care au copii, și pentru copiii care vor trebui să învețe în școală, și pentru profesori care vor trebui să știe ce să explice copiilor și elevilor cât mai bine. Faptul că la sfârșitul clasei a 10-a se va da un examen nu este o
o frică. O frică de nimic. Pentru că la rândul meu și eu am dat examen de treapta a doua. Aia a fost pentru mine hotărător, un eveniment hotărător în viață, în care mi-am dat seama că trebuie să învăț și mereu trebuie să învăț pentru a putea progresa. A fost un examen pe care l-am trecut cu brio atunci. M-a caracterizat după aceea munca susținută și învățătura și consider că este bine dacă se face departajarea așa. Bineînțeles, trebuie să învețe copilul. Da, dar de-aia este la școală, că trebuie să învețe. Se pregătește pentru viață. Câte examene nu vin în viață? Câte examene? La locuri de muncă, ca să-ți începe o afacere. Toate evenimentele din viață sunt examene. Când se naște primul copil, când se naște al doilea. Toate evenimentele din viață sunt examene. Numai cei care trec așa, ca frunza pe apă, prin viață, nu pot să spună că nu au avut examene și viața nu le-a dat examene. Așa că un examen de treapta a doua, la 16 ani, este destul de bun. Adică, totuși, consider că, într-adevăr, prin clasa a 10-a poți să-ți dai seama dacă îți plac științele reale sau dacă nu, îți plac cele umane. Poți să-ți dai seama de pe atunci ce-ți place. Matematica se complică un pic mai mult, fizica la fel, științele exacte la fel, la fel și partea umană a științelor. Cele ce țin de limbi străine, cele ce țin de istorie, se complică. S-ar putea să-ți fi plăcut istoria până în clasa 8-a și la sfârșit să te trezești că nu-ți mai place prin liceu. Prea multe evenimente, prea mult de explicat, prea mult de citit. Sau poate îți place mai mult, era fizica experimentală prin anii de gimnaziu și deodată o vezi matematizată în liceu și ți se pare mai complicată. Sau poate chiar îți place. Și aici se fac departajările. Este bine, încă o etapă. Probabil mulți prin clasă, la sfârșit de clasa 10, își vor da seama ce vor urma în viață, ce carieră vor urma în viață. Totuși, este bine ca din acest examen să se facă o departajare între elevi, ceea ce vor să facă și nu în câți elevi vor rămâne fără școală și câți copii vor rămâne fără școală și câți vor fi cu școală. Adică acest examen să facă departajarea pe calitate a elevilor și nu pe cantitate. Adică dacă avem 200 de elevi la o școală, nu termină clasa 10-a 100 și 100, adică intră în clasa 10-a 200 și termină 12 clasa 100. Treapta a doua îi înjumătățește, restul îi lasă fără școală. Nu. Îi departajează între diferite etape de calitate, de dorință, de putință, de necesitate a învățării. Toți 200 trebuie să termine cu școala. Nu doar jumătate. Deci acel examen să fie o selecție între ei pe diferite etape, pe diferite categorii. Uman, real, economic, diferite științe, diferite tehnic, diferite meserii, dar nu să separe oameni cu carte de oameni care nu trebuie să mai facă acea carte. Examenul nu trebuie să fie o ghilotină, pentru că noi trebuie să ne bazăm pe învățământ pentru educarea copiilor noștri. Ne bazăm pe familie. Înainte, cunoștințele, toate, se dobândeau în primul rând din familie, apoi de la biserică și încet, încet din învățământ, din societate. Pe bază ce omenirea și societatea a evoluat într-un anumit sens, învățământul și-a extins aria
în care a dictat cel cu carte, se făcea mai cunoscut, ajungea mai sus pe treapta ierarhică, în societate ajungea mai sus, mai bine privit, mai ascultat, om de succes. Cel fără carte, nu pot să spun că Bill Gates sau alții care poate n-au terminat facultatea nu sunt oameni de succes, dar au învățat altfel, s-au educat altfel. Dar aceștia, Bill Gates, Steve Jobs, sunt unu, doi pe planetă, nu sunt toți. Marea majoritate trebuie să învățăm. Și dacă transformările din ultimul secol au făcut ca familia să fie din ce în ce mai fracturată, adică dacă la începutul secolului 20 loc de muncă, munca, era făcută de către bărbat în general, soția fiind casnică, educând copiii și generația, făcând copii eventual, de aia erau foarte mulți copii, 7, 8, 9 copii, iar bărbatul aducea produsul acasă, aducea salariul, aducea venitul existențial al familiei. Apoi, după cele două războaie mondiale, după al doilea război mondial, când foarte mulți bărbați au murit pe câmpuri de luptă, când femeile au fost nevoite în timpul războiului să lucreze și să învețe meserii de bărbați, vopsitorese, strungărițe, sudorițe și toate șoferițe, pilot de avion, toate meserile care le-au făcut și bărbații, fiind nevoite, dacă bărbații luptau, ele erau nevoite să lucreze, să aprovizioneze linia frontului cu armament, și trebuia să producă acel armament, la sfârșitul războiului au rămas cu o meserie învățată deja. Astfel încât au ajuns să lucreze în toată lumea, nu numai noi, spunem de România, de tot ceea ce înseamnă lume. Au ajuns să lucreze ambii susținătorii familiei. Și după al doilea război mondial s-a ajuns la familia în care produceau ambii soți. Copiii din ce în ce mai mult fiind dat sistemului de învățământ. Timp pentru a crește copii nu prea mai era în civilizația occidentală. Așa se vede și diferența de rată de creștere a natalității. Cu cât a crescut calitatea vieții, asta s-a făcut pe baza muncii din ce în ce mai asidue și pe perioada din ce în ce mai lungă a ambilor părinți, a ambilor susținători de familii, pe când în societățile tradiționale, cum este societatea musulmană de care ne lovim acum și este aproape, această societate este bazată pe vechea tradiție. Bărbatul muncește, femeia, în general, este condamnată dacă muncește, și mai ales că iau posibilitățile să aibă mai multe soții, fiecare cu numărul ei de copii pe care l-a dăruit soțului, și de aceea sunt foarte mulți copii în familiile musulmane, mai ales în cele tradiționale. Acest clivaj de civilizație ne face la un moment dat să fim inferiori din punct de vedere a numărului și a creșterii populației. A calității vieții suntem superiori, dar a numărului de populație și a numărului de tineri, nu. Vom vedea ce ne pregătește viitorul. Ce trebuie să facem? Să ne educăm acești copii pe care îi avem, mulți, puțini. Să ne educăm. Să ne educăm pe noi, dar să educăm și pe ei. Să fie mai dârji, să fie mai capabili să înfrunte greutățile vieții. Și chiar dacă îi punem să dea examene mai multe, trebuie să îi pregătim pentru acele examene. Da, asta e. Vom lua o mică pauză în momentul ăsta și vom vorbi după pauză, că avem multe subiecte. Pauză, te rog.
ce e? Mica, ai prins pupăza? Nu, e gata masa. Nu, încă te sun eu când e gata. Cine era la telefon? Era Nica, dar a zis că nu vine și îmi lasă mie părțial. Cosa Rom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operații de întreținere, vopsire parțială sau totală cu vopsea normală, metalizată sau perlată. Autotranscom Pașcani a deschis centrul zonal de daune. Consiliere gratuită la deschiderea dosarului de daună. Serviciu de tractare a autoturismului avariat. Autoturism de schimb pentru perioada reparației daunei. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava și la numerele de telefon 0232 710602 și 0720 050 640. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722 66 1485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. Încă de la început ne-am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Lorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJIT în Pașcani oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcani găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJIT în partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Tocmai citisem știrea despre partenerii nemulțumiți și afaceristul care cere insolvența unei firme profitabile din Pașcani, cu Avastaro, care la un moment dat avea cu o societate Swin Test din Galați partener de afaceri, avea legături de afaceri, și cum acei de la Swin Test au dorit, partenerul de la Swin Test a dorit să-l păcălească la cantitatea de marfă și când i s-a dat înapoi facturile cu gânduri să fie ștornate, adică corectate și trimise cele corecte cu cantitățile de marfă corecte trimise, acesta nu, după ce că n-a făcut lucrul ăsta, le-a mai cerut și penalizări pentru
După ce că vrei să mă fur de bani, îți mai pun și penalizare la banii pe care vreau să ți-i fur sau ce mai... Așa, e bine, ce am spus. După ce că vreau să te fur, îți mai cer și penalizare la banii pe care vreau să ți-i fur. Nu e corect așa. De aceea, pentru noi, toți oamenii, nu pentru cei care au afaceri, sunt patroni și au experiența lor. Au învățat probabil și în școală să facă o afacere, dar mult, mult. Patroanii pașcăneni, în general, eu cred că au învățat pe pielea lor cum se fac afacerile. Au urmat probabil și cursuri, nu pot să spun, nu, dar nu din cursuri au plecat ei la o afacere. Au plecat pe pielea lor, au luat peste ochi, între ghilimele, de la unul, de la altul, peste ochi, până când s-au durificat așa și nu au avut un suflet al lor mai drăcos, mai cumva, mai cu posibilitatea de a nu fi păcălit, de a reuși să-și impună standardul. De aceea au reușit. Uite cum este Cosalomul, cum este avastarul lui domnul Preșca, cum este Proinvestul, cum este Teroxul lui doamna Cepales și sunt firme în Pașcani care rezistă. Sunt firme care n-au rezistat. Unde au fost mai patronii, au reușit să se impună pe piață, au rezistat. Dar a te impune pe piață este un cuvânt frumos. A fi dur în afaceri, asta este de fapt. Adică să nu dai înapoi, chiar dacă ai primit o lovitură. Să-ți faci mereu provizii de răbdare, provizii de bani, provizii de și de oameni, și de forță. Toate sunt, pentru că viața în afaceri este un război continuu. Un război care se duce frumos, cu bani, dar un război. Adică partenerul de afaceri, dacă te fură și reușește să te fură elegant, nu te mângâie. Toată această educație de cum se fac afaceri este bine să le avem în copiii noștri. Nu prea avem model noi în viața noastră, pentru că 70 de ani de comunism sau 50 de ani de comunism de la război până la cădere, dar încă 20 de ani după aceea, prin rămășițele comunismului, ea că nu ne-au învățat economie de piață, așa. Și copiii noștri, sau cei care sunt tineri acum, mai reușesc ei ceva. Dar pentru a îi determina să reușească în viață și să fie bine, bine, bine ancorați, este bine să le impunem valori morale înalte și nu dragostea de bani sau nu dragostea de lucruri. Pentru că lucrurile se duc și rămân doar cu acea dorință de a avea și atât. Ci pur și simplu valori morale înalte, pentru că acele nu pot fi clintite din suflet. Și tot ceea ce este material va curge pe lângă, va fi date în plus vieții și dăm un sens vieții bun. Sufletul nu va fi supus materialului, ci va fi deasupra materiei. Și atunci copiii noștri vor fi tari. Când vor pierde lucrurile materiale, nu vor fi înnebuniți, nu vor fi distruși că au pierdut, ci pur și simplu vor și să o ia de la capăt și să câștige mereu. Atât în viața asta, cât și în viața cealaltă. Ceea ce spun nu e așa o filozofie, ci pur și simplu mari oameni de afaceri de pe planeta asta, care au reușit în viață, au avut valori morale înalte. În istorie, chiar și Alexandru Macedon, cel care a cucerit Persia și lumea de atunci, a avut valori morale înalte impuse de tatăl său și de mentorul său din Atena. Știa Iliada pe de rost și a făcut din Ahile, eroul Iliadei, un scop în viață. Și s-a comportat la vremea respectivă. Ahile era războinicul zeificat. Dar nu războinicul animalic, violent,
ci războinic cu cavaleri. Și atunci, Alexandru Macedon, având în sufletul lui de copil, de tânăr, imprimat un vis, o dorință, o realizare, valori morale înalte, a cucerit lumea de atunci și a impus-o ca educație celorlalți. Elenismul, după el, s-a dezvoltat în toată lumea cunoscută de atunci. Asta este un exemplu. Asta este un exemplu. Dacă era doar banilor sau valorilor materiale clădit sufletul său pe valori materiale, păi nu câștiga decât o cetate eventual. Sau cei dădeau bogăție ceilalți. Și nu se mai auzea niciodată în istorie de Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon. Avem și oameni de-ai noștri. Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, ban al Craiovei, un boier bogat, fiu al domnului Pătrașcu, dacă era să fie doar în suflet călăuzit de valori materiale, era un domn bogat și atât. Nu. Valorile lui spirituale au fost valori morale înalte. Era creștin și s-a sacrificat pentru creștinătate. În primul rând, și pentru poporul acesta care vorbea românește și de care era conștient că vorbea românește, în al doilea rând. El poate fi considerat un sfânt, pentru că viața sa și-a pus-o valorilor creștine. A luptat împotriva semilunii, împotriva păgânilor pe vremea aceea. Și a învins. Noi spunem trădarea și toate interesele meschine din spate ale familiilor înalte ale societății respective, ale Habsburgilor, ale altor doritori de mărire de șartă, cum ar fi generalul Basta sau alții, au dus la scurtarea sa de cap a lui Mihai. Dar ce a rămas Mihai în istorie și ce a rămas generalul Basta în istorie? Valori morale înalte. Dacă ne uităm la valori morale înalte, regele Carol I a venit ca un ofițer simplu, cu o valijoară subțoară în mână. Un ofițer german, și-a impus clasei politice românești un model. Titu Maiorescu, valori morale înalte, studii făcute la Viena și Berlin, dar sufletul românesc. A impus în tot ceea ce a făcut clasei politice sau educației, acolo unde a fost, a impus valori morale înalte. Tuturor cu care a vorbit, a impus acest lucru. Și sunt oameni și oameni și oameni. Cred că ore întregi ar trebui să vorbesc doar de modele. Așa trebuie să facem și noi în tinerii noștri. Să impunem valori morale înalte, chiar noi de acasă. Chiar noi de acasă. Chiar dacă suntem zugravi. Chiar dacă suntem sudori. Chiar dacă suntem oameni simpli. Să-i întrebăm la sfârșitul săptămânii pe tinerii noștri. Ce carte mi-ai citit săptămâna asta? Și eventual, așa cum avem sau nu avem timp, să o răsfoim și noi. Să vedem dacă tânărul nostru nu ne minte că a citit-o și ne spune povești. Este bine să citim cărți împreună cu copiii noștri. Și să-i vedem cât înțeleg din acele cărți. Și pe baza educației vieții noastre, să-i însuflețim, să le dăm explicații de viață și să-i învățăm. Astfel, poate vor ajunge patroni de firme și să nu fie păcăliți de ultimii furăcioși, așa, ca să nu spunem hoți. Să ne-i tragă în piept oricine,
să aibă experiența lucrurilor învățate și tăria de a merge mai departe. Pace și înțelepciune să ne dea Dumnezeu, că totul, în rest, vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!